Dolce Gabbana, Gucci și așa mai departe. Vreau să o cunoaștem astăzi pe Natalia Ivanoglu, expertă în producerea îmbrăcămintei de lux. Na, eu nu sunt designer. Eu sunt matematician, deci la mine e totul calculat. Cu ce bani ar trebui să te pornești în lumea asta ca să reușești? Ca produsul made in Moldova să fie egalat ca produsul made in Germany. Vai de mine! Tu de unde ai luat bani să începi? Natalia, dacă nu ești acum puternică și nu găsești o soluție, deci tu riști să pierzi mult mai mult. Sunt puține femei ca tine. Lucrăm cu compania Chanel. Ai alături un bărbat foarte puternic, unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Moldova. Unica ce am primit de la el în afacere a fost un sfat. De ce brandurile celebre nu vin în Moldova? Da, știu. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat.